Rusia vrea să-l aresteze pe purtătorul de cuvânt al Meta, compania fondată și condusă de Mark Zuckerberg. O instanță din Moscova a dat decizia într-un dosar în care lui Andy Stone i-au fost aduse acuzații legate de terorism și extremism. Acesta a fost dat deja în urmărire internațională. Decizia vine după ce în martie 2022 Comitetul de Investigație al Rusiei a deschis o anchetă asupra activităților ilegale ale angajaților Meta și l-a menționat în mod explicit pe Andy Stone ca fiind responsabil pentru ridicarea unei inter privind îndemnurile la violență împotriva forțelor armate rusești.